Lăutar am fost și sunt, cât mă ține acest pământ. Și oriunde aș cânta, eu mă întorc în țara mea, lângă spectatorii mei, că mi dorm și drag de ei. Și cu sufletul pe strună, cânt cu neamul împreună, cântec din străbuni lăsat, cum și tata a cântat.
Orchestra Națională de Muzică Populară Lăutarii, dirijată de Nicolae Bodgros, artist al poporului, cavaler al Ordinului Republicii. În această seară, Nicolae Bodgros este fericit. Își are alături colegii de scenă, prietenii, vare pe dumneavoastră, publicul spectator. Dar ceva îi lipsește. Îi lipsește din scenă și din viața sa Nicolae Sulac. Cel care a fost și va rămâne în sufletul lui Nicolae Bodgros și al orchestrei Lăutarii. Și un argument al acestei afirmații este prezența în acest spectacol a doi tineri interpreți, deținători ai trofeului concursului național Nicolae Sulac, Igor Cuciuc și Valentin Boghean. Valentin Boghean și deținătorul trofeului la concursul Mamaia 2006, tot în compania orchestrei Lăutarii. Și bineînțeles, nu putea fi lipsă din acest spectacol Doinița Sulac, cea care va perpetua prin timp numele lui Nicolae Sulac. Așadar, dragi spectatori, în fața dumneavoastră, Igor Cuciuc, Doinița Sulac și Valentin Boghean. Hai, foaie verde materan măi, hai, de mic rămăsei orfan. Rămăsei orfan. Hai, plecai la munte cioban, mă. Hai, tot ce zi mereu la stână, mi-a venit un dor de mamă. Dor de mamă, dor de tată. Hai, parcă-aș fi născut din viață. Poate de dormi o
trece. Apă rece din izvor, hai da, că nu mă prind și mormă. Hai, Sulac.